Stimați domni, stimate parteneri, dragi prieteni, dear Simon, dragă Felicia, Dominica, bună ziua tuturor, bine ați venit, sunt foarte bucuroasă să vă revăd și să vă salut astăzi la evenimentul nostru al UN Women, eveniment care marchează lansarea a 14 noi parteneriate cu organizații ale societății civile care vin să susțină participarea femeilor în gestionarea răspunsului umanitar, dar și capacitarea organizațiilor societății civile în promovarea agendei Femeile, Pacea și Securitatea. 8 luni în urmă, Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară, cu susținerea UN Women, a lansat pentru prima dată în Republica Moldova atât activitatea sa, cât și proiecte de intervenție care să vină să susțină răspunsul la criză. În această perioadă au fost ajutate mii de femei refugiate, împreună cu copiii lor, comunitățile gazdă, în care persoanele s-au refugiat, dar și în aceste 11 luni am continuat să lucrăm intens pentru a susține atât organizațiile de și pentru femei, prestatorii de servicii, autoritățile naționale și locale să facă față necesităților specifice ale femeilor, fetițelor, băiețeilor în contextul crizei. Probabil că nu voi eșua să menționez că acest război din Ucraina este și un război împotriva femeilor. Femeile sunt cele care au fost nevoite să se refugieze, să lase casele, familiile, să-și găsească un nou adăpost și un nou sens în viață. Noi, ca și Republica Moldova, am susținut pe deplin aceste eforturi și continuăm să o facem plenar împreună cu partenerii noștri, atât din cadrul autorităților publice centrale, și aici vreau să menționez aportul și parteneriatul cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu Ministerul Afacerilor Interne, cât și cu organizațiile societății civile. UN Women, prin intermediul instrumentelor sale, s-a angajat plenar să susțină aceste eforturi, dar și să continuăm să identificăm atât resurse cât și oportunități ale celor care au stat la baza răspunsului, care sunt la firul ierbii și care știu exact care sunt necesitățile. Preocuparea noastră majoră a fost și rămâne în continuare sprijinul pentru aceste nevoi specifice, pentru a fortifica necesitatea de a susține în mod plenar tot ce se întâmplă la nivel de comunitate, sat, familie, pentru a preveni riscurile de violență în bază de gen, riscurile de trafic, de exploatare, de viol și abuz, dar și pentru a contribui împreună la o coeziune socială prin integrare economică și socială a celor care sunt astăzi în Republica Moldova, prin crearea, identificarea, inclusiv a noilor oportunități economice, locuri de muncă, eventual afaceri. Astăzi vom face cunoștință împreună cu cele 14 organizații care au participat într-un proces amplu, competitiv, un proces global. Dumneavoastră, cei care sunteți astăzi în sală, ați trecut prin multe filtre, zicem noi, prin foarte multe evaluări. De aceea vă felicităm din toată inima că ați reușit să fiți cei selectați, să vă realizați planurile, scopurile și obiectivele de a continua să susțineți efortul plenar la răspunsul la criză. Nu în ultimul rând vrem să mulțumim în mod special Fondului Femeilor pentru Pace și Acțiuni Umanitare, care a făcut posibil acest lucru, care a mobilizat resurse pentru Republica Moldova și Ucraina, ca atât organizațiile noastre și din Ucraina să dispună de resurse pentru a susține aceste demersuri.
Un cuvânt de salut vreau să-l invit pe domnul Simon Springett, coordonatorul rezident ONU, dar și șeful echipei care a acordat, de fapt, girul său pe selectarea acestor proiecte. Vrem să-i mulțumim pentru tot suportul pe care l-a oferit pe parcursul identificării, selectării și deciziilor luate în selectarea organizațiilor, dar și contăm în continuare pe sprijinul dumnealui în dialogul pe care îl vom avea și în contemplarea asupra rezultatelor. Domnul Simon, vă invităm! Thank you very much and thank you for that. Foarte mult. Mulțumesc pentru această prezentare foarte drăguță. Și vreau să salut cu dros pe toți astăzi cei prezenți aici. Într-adevăr, mi-a făcut o mare plăcere să fiu invitat să vă spun bun venit la acest eveniment, în această parteneriat foarte important pe care îl avem. Vreau să mulțumesc foarte mult Ghito. Ghitei pentru suportul său și când ne-a ajutat să generăm acest parteneriat Dominicăi și echipei UN Women, secretariatului, pentru că a făcut posibil acest parteneriat. De asemenea, Felicei și altor membri ai guvernului, membri ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru suportul lor continuu. A trecut un an de când a început războiul din Ucraina și cu suferințele comunităților și a familiilor continuă fără pauză. Din 8 milioane de refugiați care au fost forțați să fugă din Ucraina, mai mult de 80% sunt femei și copii și războiul se amplifică, impactul războiului este și asupra securității alimentare, energeticii și crizelor financiare. Acestea, la rândul lor, au impact asupra securității alimentare și securității în general a femeilor și a fetelor din întreaga lume. Națiunile Unite rămân angajate să promoveze drepturile femeilor și a fetelor în întreaga lume și susținem localizarea răspunsurilor umanitare bazate pe gen. În întreaga lume, comunitatea, organizațiile de femei și organizațiile la nivel local continuă să fie parteneri foarte importanți în răspunsul umanitar și înțelegerea necesităților comunității, precum și dinamica puterilor în contextul în care dumneavoastră activați, vă face în cea mai bună poziție ca să răspundeți, să oferiți răspunsul în aceste situații. În Moldova, unde 90% de refugiați trăiesc în rândul comunității, rolul agențiilor și organizațiilor dumneavoastră este foarte important și a fost recunoscut și Ghita poate să susțină acest lucru, că rolul pe care dumneavoastră l-ați jucat în susținerea refugiaților este unul foarte critic și foarte masiv. Pentru acest lucru vă mulțumim enorm și pentru angajamentul dumneavoastră continuu. În martie 2022, fondul umanitar și-a lansat inițiativa în Ucraina și în Republica Moldova, care oferă fonduri instituționale și de proiect care să permită participarea organizațiilor locale și organizațiilor de femei. Sunt foarte puține fonduri și oportunități bazate pe granturi pentru a susține finanțarea la nivel instituțional și noi toți înțelegem acest lucru chiar. Suportul instituțional de care aveți nevoie este la fel de valoros ca și suportul de programe. Și aș vrea să cred că organizațiile noastre vor profita de această oportunitate. Deci lansăm aceste 14 noi parteneriate și o să continuăm și alte parteneriate cu organizațiile noastre și cu alte organizații și să continuăm suportul pe care dumneavoastră îl oferiți comunității, dar și refugiaților. Vreau să exprim aprecierea mea personală și a
Organizației Națiunilor Unite pentru activitatea dumneavoastră, pentru susținerea pe care o acordați refugiații și comunității în general. Și Națiunile Unite vor continua să susțină eforturile guvernului în ceea ce privește răspunsul la criza refugiaților. Odată cu începutul acestui noi nou an, ONU va continua să promoveze activitățile în bază de gen și vom continua să ne focusăm pe consolidarea sistemelor naționale, să investim în comunitățile locale și să promovăm coeziunea socială în rândul refugiaților și a comunităților. Ne dorim să susținem, să vă susținem pe toți odată cu derularea acestor proiecte și echipa dumneavoastră. Așa că vă rugăm să vă adresați la noi și să vedem cum putem să vă ajutăm în cel mai bun mod. Știu că uneori să aplici la aceste granturi este un pic cam dificil și un proces îndelungat, dar sper că aceste investiții pe care le-ați făcut de timp și de resurse au dat rezultatele scontate. Simon, reiterăm încă o dată întreaga noastră apreciere și gratitudine pentru suportul oferit pe întreaga perioadă de când războiul a fost declanșat. Într-adevăr, acest eveniment astăzi și întreaga noastră cooperare și intervenție nu ar fi fost posibilă fără Fondul Femeilor pentru Pace și Acțiuni Umanitare. Astăzi o avem alături de noi, în format online, pe doamna Ghita Ilkhari, șefa secretariatului de la Geneva, și ne va oferi câteva cuvinte din perspectiva fondului și care sunt cele mai importante elemente pe care urmează să le atragem atenția atunci când lucrăm împreună cu fondul. Ghita, please. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu pot să fiu prezentă acolo cu dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc lui Salom ca coordonator pentru implicarea dumnealui. De asemenea, vreau să mulțumesc întregii echipe de țară pentru susținerea fondului în ultimul an, de asemenea și comitetului director din Ucraina și Moldova, care sunt decidenții pentru selectarea finală a proiectelor. Și asta include și membrii ONU, din partea guvernului, dar și din partea societății civile. Pentru noi este foarte important să vedem organizațiile de femei, nu doar ca beneficiari a fondurilor, dar și ca decidenți în stabilirea priorităților și selectarea proiectelor în cele din urmă. De asemenea, vreau să apreciez contribuția în ceea ce privește organizațiile de femei în criza pe care o deservim, anume a Germaniei. Germania a avut o contribuție foarte mare în acest sens și când vine vorba de Ucraina și Moldova, împreună cu Irlanda, Canada și Belgia, ei au intrat în rol chiar din prima zi pentru a se asigura că finanțarea necesară este acordată. În cele de urmă vreau să mulțumesc și echipei UN Women, Domenica și întreaga echipă, pentru activitatea lor ca unitate de management, calitate de secretariat în țară. În această perioadă dificilă, parteneriatul nostru s-a dovedit a fi mai puternic decât niciodată și ne-am bucurat foarte mult să putem continua în același mod împreună. Cu felicitări tuturor celor 14 proiecte care au fost selectate. Suntem mândri ca dumneavoastră să intrați în comunitatea noastră și, așa cum a menționat Simon, organizațiile de femei erau excluse și nu erau considerate ca respondenți umanitari adecvați la începutul crizei, dar vedem acum că povestea se schimbă și mult mai mult deja organizațiile de femei sunt văzute
ca și respondenți umanitari care au cunoștințele, au conexiunile, capacitatea de a răspunde într-adevăr atunci când începe o criză. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu toți dintre dumneavoastră ca să susținem implementarea proiectelor. Referitor la fondul nostru, noi suntem un fond care susține societățile, organizațiile societății civile în țările cu conflicte și ne focusăm foarte mult pe organizațiile locale. Am fost creați în 2016, deci suntem o inițiativă a Națiunilor Unite foarte recentă. Noi am susținut mai mult de 900 de organizații locale ale femeilor în 32 de țări din întreaga lume. Așa cum am menționat și colegii anterior, investiția noastră în Republica Moldova, în special, face parte din răspunsul nostru regional la războiul curent în Ucraina. Și știm foarte bine că femeile și fetele, fiind considerate o majoritate a celor suferinde din cauza războiului și acest lucru agravează inegalitățile existente și ne bucură să vedem cum aceste comunități au reușit să susțină femeile și fetele care vin din Ucraina. Organizațiile societății civile de femei din Republica Moldova sunt calificate să susțină și să soluționeze problemele femeilor și fetelor. Am avut o misiune de a donatorilor anul trecut în Republica Moldova și am văzut cum valoarea adăugată a organizațiilor pe care le reprezentați dumneavoastră a fost foarte evidentă și pentru noi a fost foarte important să vedem cum cunoștințele, puterea noastră a constituit o valoare adăugată foarte mare la răspunsul față de criză. Acum fondul a investit peste 2,9 milioane de dolari în Ucraina și Moldova, doar în Ucraina și Moldova și acest lucru. Prin susținerea a 20 de proiecte, inclusiv cele 14 care le lansăm astăzi și care implică 35 de organizații ale societății civile, pentru că unele parteneriate, unele proiecte implică parteneriate dintre mai multe organizații și mare 95% sunt conduse de către femei, iar celelalte 5% sunt conduse de către tineri. 50% din proiecte sunt implementate la nivel local sau de comunitate și un lucru foarte important care arată și accesibilitatea fondului, 45% din proiecte primesc pentru prima dată finanțare din partea fondului. Anterior, vă spuneam bun venit în cadrul comunității, dar dumneavoastră, de asemenea, veți fi parte și a rețelei comunității globale. Unde noi ne dorim să promovăm caracterul global al fondului, unde noi să putem să învățăm de la ceilalți, din alte țări, de la asemenea noștri din alte țări, ceea ce implică schimburi online, cu toate organizațiile societății civile care activează, fac activități similare în alte țări. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru că m-ați invitat să particip la această acțiune. Ne vom bucura să continuăm parteneriatul cu fiecare dintre dumneavoastră și să ne continuăm să ne susținem investițiile în Republica Moldova în continuare. Întregii echipe a secretariatului fondului extindem mulțumirile noastre către Maria, Brifni și Sofie, care au stat zi de zi alături de noi să mergem înainte cu aceste proiecte. Așa cum menționam mai devreme, avem un parteneriat important strategic cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vrem să mulțumim pentru acest dialog de nivel înalt și de coordonare a domeniului egalității de gen și abilitării femeilor, atât la nivel de politici, cât și la implementarea nemijlocită a acestora în Republica Moldova, doamnei Felicia Bechtold, secretară de stat, și o invităm cu un cuvânt de salut. V-
Bună ziua, onorată asistență, stimați oaspeți, stimate oaspete. Am plăcerea să vă salut din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și să-mi exprim recunoștința și gratitudinea față de entitatea Națiunilor Unite pentru egalitate de gen și abilitarea femeilor în Republica Moldova, pentru organizarea acestui eveniment și pentru implementarea acestui proiect. Nu în ultimul rând doresc să mulțumesc Fondului Femeilor pentru Pace și Acțiuni Umanitare, pentru suportul financiar pentru aceste 15 organizații și, de asemenea, vreau să felicit aceste 15 organizații. Noi ne dorim ca ulterior să putem să monitorizăm acțiunile pe care le veți implementa. Deci, ca urmare a crizei umanitare cauzate de război, vulnerabilitatea femeilor din țară și din regiune a crescut semnificativ. Până în prezent, cu toții știm că peste hotarele Republicii Moldova au traversat de peste 650.000 de persoane strămutate, dintre care 90% sunt cetățeni străini, iar peste 65% din refugiații ucraineni din Republica Moldova sunt femei. Și sunt femei singure, care la punctele de trecere a frontierii se confruntă cu riscuri crescute de violență bazată de gen, exploatare și abuz. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu partenerii de dezvoltare, împreună cu organizațiile locale și internaționale, am întreprins mai multe măsuri pentru protejarea drepturilor și demnității persoanelor strămutate și a comunităților gazdă. Și aici aș fi vrut să menționez că am reușit să creăm 16 spații sigure oranj, care au fost racordate la necesitățile refugiaților. Am asigurat accesul persoanelor refugiate la liniile verzi existente în cazuri de violență și trafic. De asemenea, vreau să profit de această ocazie și să reamintesc linia ferbinte pentru migrație sigură și antitrafic 0800 75, deci 77777. De asemenea, vreau să reamintesc telefonul de încredere pentru femei și fete 0808 808. Împreună cu organizațiile locale și internaționale am desfășurat campanii de informare privind drepturile persoanelor refugiate, riscurile violenței în bază de gen și a traficului de ființe umane și accesul la servicii de suport, asistență și protecție. Nu în ultimul rând vreau să menționez că Ministerul Muncii și Protecției Sociale coordonează procesul de organizare și finanțare a centrelor de plasament temporar pentru refugiați din Ucraina prin intermediul Agenției Naționale de Asistență Socială. Deci, începând cu 24 februarie 2022, au fost deschise și autorizate 133 de centre cu o capacitate de 10.800 de locuri. La moment, avem 66 de centre cu o capacitate de 4.200 de locuri. În contextul crizei umanitare și a necesităților tot mai mari ale femeilor și fetelor, atât în țară cât și în regiune, Fondul Femeilor pentru Pace și Acțiuni Umanitare a oferit în regim de urgență un răspuns regional la criză și a sprijinit organizațiile care militează pentru drepturile femeilor din Republica Moldova. Este vital să acordăm ajutor sub orice formă, atât femeilor refugiate, cât și femeilor din comunitățile gazdă, să le oferim servicii de suport psihologic, asistență socială, asistență informațională, instruire profesională, să le ajutăm să se angajeze în câmpul muncii. Este foarte important ca aceste femei să fie implicate în deciziile ce țin de răspunsuri la criza refugiaților, la securitate și pace și, de asemenea, să fie văzute ca și promotoare active ale schimbării.
Implicarea femeilor în rezolvarea crizei umanitare o consider foarte importantă, întrucât le oferă femeilor refugiate încredere în forțele proprii și stabilitate emoțională. La final, doresc să reiterez recunoștința și aprecierea partenerilor național și internațional al Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru efortul depus în gestionarea crizei umanitare și dorim ca prin intermediul eforturilor sinergice să contribuim la reziliența femeilor și organizațiilor conduse de femei în gestionarea răspunsului la criza umanitară. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna Bechtel, apreciem înalt tot suportul și contăm în continuare pe parteneriatul fructuos, atât cu Ministerul, cât și cu instituțiile sale subordonate. Cu un cuvânt de salut vreau să o invit pe doamna Dominica Stoianosca, reprezentantă de țară, UN Women Moldova. Dragă asistență, bună ziua! I will also switch to English, still don't feel very comfortable in voi vorbi în română, dar scopul meu este să îmbunătățesc româna până în sfârșitul anului. Foarte multe au fost spuse deja și aș vrea și eu să-mi exprim plăcerea și onoarea de a fi aici cu dumneavoastră astăzi pentru lansarea acestui nou ciclu pentru grant și semnarea parteneriatelor pentru organizațiile partener. Vreau să mulțumesc, sau poate la sfârșit am să-mi las mulțumirile, dar aici totuși vreau să mulțumesc pe Ghita, pe Felicia și pe Simon pentru cuvintele rostite. Să nu mă repet ceea ce deja a fost spus, doar am vrut să menționez, să subliniez importanța existenței acestui fond. Acesta a fost activat specific în special pentru a susține organizațiile femeilor, pentru un motiv, pentru că în răspunsul umanitar, deseori, organizațiile de femei au fost excluse. Și de ce acesta a fost elaborat după recomandările raportului secretariatului pentru a ameliora această situație și aș vrea să mulțumesc colegii pentru faptul că s-au activizat așa de rapid și au putut negocia și discuta cu donatorii pentru a deschide această fereastră și de a ameliora criza umanitară. De la începutul crizei, pentru noi a fost foarte important să îmbunătățim parteneriatele cu organizațiile non-guvernamentale, organizațiile civile, pentru că știam că aceste organizații vor fi pe teren cu sau fără fonduri, dar ne dădeam seama că aceste persoane nu pot să lucreze ad infinitum fără fonduri, se vor epuiza și de aceea ca noi să îmbunătățim aceste parteneriate, știam că organizațiile au nevoie de sprijin, dar au nevoie și de mai mult, nu doar de bani ca să ofere această asistență. De aceea, noi vrem să vă aducem aceste finanțare, pentru că finanțarea va permite nu doar să asistați refugiații care au nevoie de această asistență, ci și vă mai permite să lucrați la nivel comunitar pe chestii importante legate de dialog, incluziune socială, integrare, conceptul prevenirii conflictelor, rezilienții economice. Și precum vedem, războiul continuă, din păcate, și vedem consecințele acestui fapt. Deja avem o viziune și idee mai clară că refugiații probabil vor rămâne pentru mai mult timp în Moldova, mai mult decât își doreau inițial. De aceea, acest parteneriat vă va permite să elaborați anumite măsuri care vor asigura ca șederea acestor refugiați în Moldova să fie mai puțin dificil decât este. Atât pentru comunitățile gazdă, cât și pentru acei refugiați. Am văzut rezultatele acestui parteneriat deja
În primele două cicluri am avut 6 organizații care continuă și aș vrea să subliniez într-un minut, dacă îmi permiteți, rezultatele cheie pe care le vedem deja, care au loc după activizarea și lucrul acestor organizații. Deci am văzut și am colectat cifrele că mai peste 1400 de femei refugiate au primit această asistență critică umanitară de mâncare și alte bunuri, dar și mai multe persoane au participat la diferite activități de integrare în comunitățile gazdă. Am văzut în jur de 500 de femei care au primit intervențiile de prevenire, inclusiv violență bazată pe gen, servicii de consiliere prin diferite linii, prin centrul de criză și peste 140 de femei au beneficiat de programe de leadership a femeii pentru a-și îmbunătăți calitățile de leadership, participarea și în contextul răspunsului crizei umanitare. Deci vorbim nu doar de protecție, și despre leadership-ul femeilor care elaborează aceste intervenții. Și această criză umanitară este destul de unică. Nu vreau să repet ceea ce a spus Simon deja și colegii. Avem refugiați, peste 90% sunt în comunități. De aceea avem nevoie de un răspuns foarte specific. Și noi vedem că acesta este făcut exact prin organizațiile locale, de aceea cooperarea cu aceste organizații este cheie. Și vedem că acesta va fi dialogul care este important să-l menținem. Am văzut ultimele cifre. Peste 2000 de femei au fost targetate despre serviciile disponibile în țară și informațiile specifice pe asistență, pe violență bazată pe gen și referit prin comunități și prin centrele de plasament. Din datele pe care le-am primit la parteneri și direct, peste 2 milioane de beneficiari indirect au fost targetați. Ce este cel mai important acum? Acum sunt foarte fericită că avem 14 organizații suplimentare, avem 14 regiuni care acum vor fi targetate și avem două oportunități. Una este să continuăm dialogul și să schimbăm experiențele și cele mai bune practici, să ne împărtășim riscurile potențiale sau obstacolele pe care le puteți vedea. Și ce a menționat și Ghita, acest fapt ne deschide o familie de peste 900 de organizații care beneficiază și sunt o parte activă a acestui fond să își schimbe practicile și informațiile în specific pe localizarea răspunsului umanitar. Alții pot învăța de la asta și noi putem învăța de la ei. Aș vrea să mulțumesc fondului pentru mobilizarea acestora, pentru negocierea cu donatori, pentru faptul că aceștia au reușit să exprime importanța acestui nou fond. Vreau să-i mulțumesc și echipei UN din țară pentru sprijinul acestei idei și, desigur, Ministerului. Felicia, vă mulțumesc foarte frumos că ați putut veni. Știu că sunteți foarte ocupată. Mulțumim pentru sprijinirea acestui răspuns localizat la criza umanitară și vreau să mulțumesc tuturor pentru că ați exprimat interesul de a fi parte a acestui proces, chiar dacă câteodată poate fi destul de complicat sau anevoios, dar este foarte important ca să fiți parte a acestui răspuns. E important pentru noi să vă fim parteneri și să învățăm de la voi și să vedem cum putem să ne îmbunătățim, cum putem găsi finanțare adițională să îmbunătățim localizarea răspunsului umanitar, pentru că, din păcate, cum vedem, cum evoluează situația, nu ne se pare la moment că aceasta va putea fi rezolvată în scurt timp. De aceea trebuie să fim pregătiți și sper că vom putea continua și extinde aceste parteneriate în aceste timpuri dificile pentru toată lumea. Vă mulțumim! Pentru enunțarea acestor cifre importante și rezultate, unora dintre rezultate pe care s-a reușit să le obținem împreună cu organizațiile partenere. Într-adevăr, când avem dorință, putem face multe, putem obține rezultate
frumoase, dar când această dorință este complementată cu resurse, atât umane cât și financiare, impactul poate fi cu mult mai mare. Vă mulțumesc tuturor pentru această primă sesiune de deschidere. Mergem la partea interactivă, pragmatică, să ne cunoaștem, să cunoaștem despre ce sunt proiectele pe care urmează să le implementăm împreună și vrem să fie acesta un prim dialog care va sta la baza acestei rețele, atât ca partea fondului, dar și în Republica Moldova, a celor actori și importante persoane care stau la baza răspunsului din perspectivă feministă și a necesităților feministe la răspunsul la criza umanitară. Și pentru etapa următoare vreau să invit pe colega mea, Daniela Dutcă, să preia estafeta. Mulțumim tuturor! Svetlana, mulțumesc! O să mă ridic pe scenă să fie un pic mai comod. Bună ziua tuturor încă o dată! Sunt onorată să vă anunț că la această etapă de granturi vor beneficia tocmai 14 organizații naționale care vor primi finanțare atât instituțională, dar și programatică. Și pentru început, mi-aș dori să invit aici organizațiile care vor beneficia de finanțare pentru capacitarea instituțională, dar nu înainte de a-l invita aici, de a-l ruga pe domnul Simon Springet, coordonator rezident ONU Moldova, să ne ajute cu înmânarea acestor certificate. Domnule Springet, vă rog să veniți alături de mine pe scenă. Mulțumesc tare mult! Așadar, vreau să o invit aici pe Valeria Schwarz, Asociația Catalyst, care astăzi a venit cu o mică susținătoare pentru a primi acest frumos certificat de grant. Valeria, vă așteptăm împreună pe scenă. Valeria, mulțumim. Valeria, luați loc, vă rog. Da, păstrăm și certificatul. Mulțumim. Invit acum pe Elena Sârbu, Platforma Femeilor Romne, pentru certificatul de grant pentru consolidarea rolului Platformei Femeilor Romne de a milita pentru drepturile și angajamentul față de femeile din comunitatea romă din Moldova și pentru includerea lor în procesele naționale, regionale și internaționale din sectorul femei, pace și securitate. Dragă Elena, vă rugăm să luați loc. La acest moment îmi face plăcere să o invit în scenă pe Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic al Femeilor 50-50, pentru înmânarea certificatului de grant, pentru consolidarea capacității instituționale a Platformei pentru Egalitate de Gen din Moldova. Mulțumesc frumos, doamna, vă rugăm să, Mardarovici, să luați loc. În continuare, o invit pe Elena Macarevici, Asociația Obștească, Uniunea pentru Echitate și Sănătate, pentru înmânarea certificatului de grant, pentru construirea unei societăți pașnice ce respectă egalitatea de gen în Republica Moldova. Dragă Elena, vă rugăm să luați loc, păstrați și certificatul. În continuare, o să o invit aici pe doamna Iachim pentru înmânarea certificatului de grant pentru proiectul Împreună pentru Solidaritate. Asociația Obștească Motivație.
Vă mulțumim tare mult. Domnule Springet, vă mulțumim pentru ajutorul oferit și pentru amabilitate și vă rugăm să luați loc în sală. Vă mulțumim. Va urma un moment de, eu zic, de deschidere, de discuție asupra proiectelor pe care vi le propuneți să le dezvoltăm în acest an și o să încep cu Valeria. Dragă Valeria, cum vă propuneți să îmbunătățiți răspunsul organizației dumneavoastră la nevoile femeilor strămutate în Republica Moldova în următoarele 8 luni, perioada în care aveți planificat acest proiect? Bună ziua! Mulțumim pentru această onoare! Vă salut cu drag pe toți! Cum ați văzut, noi, Catalyst, ne ocupăm cu securitatea alimentară a femeilor strămutate și gestionăm un centru de distribuție de produse alimentare în Chișinău. Noi deservim cel puțin 2000 de familii pe săptămână în Chișinău, dar și în regiuni, și prin perspectiva femeilor eu cred că noi putem contribui la transformarea sectorului umanitar ca el să fie mai sănătos, fiindcă în comparație cu mai multe alte centre de ajutor, noi suntem unicii care oferim anume legume și fructe proaspete, cultivate, crescute în Moldova. Femeile sunt cei care sunt purtători, ambasadori de concept de sănătate și durabilitate. Și prin suportul UN Women, noi o să întărim echipa noastră să devină și mai conștiente despre necesitățile femeilor și despre cum noi putem această perspectivă feminină să o distribuim mai departe și să transformăm sectorul umanitar. Mulțumesc! Dragă Valeria, mulțumim tare mult și încă o dată mulțumim că ați venit împreună cu asemenea susținătoare. Dacă, doamna Elena, da, dragă Elena, când vorbim despre susținerea femeilor rome, atât localnice, dar și refugiate, care sunt obiectivele țintite pe parcursul acestui proiect? Deci, în primul rând, bună ziua și vreau să salut inițiativa organizației UN Women pentru organizarea acestui eveniment public, unde inclusiv platforma femeilor rome romni este foarte fericită și vorbesc de numele întregii echipe de a beneficia de un astfel de grant și acest grant este destinat creșterii și fortificării capacității, în primul rând, platformei femeilor rome romni, dar și pentru consolidarea platformei pentru a susține drepturile și de a răspunde la provocările care sunt expuse femeile rome, inclusiv în contextul acum, în contextul războiilor care are loc în Ucraina, să fie ambasadorul și protectoarea femeilor rome refugiate aflată pe teritoriul Republicii Moldova. Din 25 februarie, Platforma Femeilor Rome foarte activ s-a implicat în soluționarea și gestionarea crizei refugiaților de etnie romă, în special femeile și copiilor pe teritoriul Republicii Moldova. Am gestionat mai multe proiecte în care am venit cu susținere financiară, cu susținere umanitară, dar și cel mai important, cu o susținere informațională. Am realizat mai multe platforme de informare a femeilor rome în limba româniei, în mai multe dialecte. Deci sunt mai multe particularități la care sunt parte femeile rome refugiate. În cadrul acestui proiect ne dorim foarte mult ca toate obiectivele agendei noastre interne pe care noi deja o avem, dar ne dorim ca în cadrul acestui proiect să o adaptăm, inclusiv să adăugăm și aripa problematicii femeilor rome strămutate din Ucraina.
Eu ceea ce am spus că este important consolidarea instituțională la nivel de intern, creșterea capacității, dar și creșterea vizibilității platformei femeilor rome. Dragă Elena, mulțumim tare mult, să știți că da, avem multe de povestit. Noi ne bucurăm că suntem alături în calitate de UN Women și o să vă susținem pentru implementarea acestui proiect. Vă mulțumesc frumos, doar vreau să adaug și să aduc personal un mare mulțumesc tuturor care ne sunt alături, dar și un mare mulțumesc echipei noastre, care nu sunt doar persoane femei de etnie romă, dar mă bucur să am alături pro-Roma, care sunt alături de noi și mă mândresc. Ne bucurăm, felicitări! Doamna Mardarovici, dumneavoastră v-ați propus să susțineți inclusiv organizațiile civile, membre ale platformei de egalitate de gen. Ce planificați să faceți în următoarele 8 luni? Iarăși 8 luni. Clubul politic a avut onoarea să fie și avem onoarea să fim organizația host a platformei pentru egalitate de gen. Din aceste considerente am aplicat, de fapt, pentru ca să consolidăm comunicarea și secretariatul, consiliul acestei platforme. Sigur că trebuie să spun, sunt mândră pentru că platforma a contribuit semnificativ la toate rezultatele de succes pe care le-a realizat Republica Moldova în ultimii ani. În același timp, anul 22 a fost o provocare nouă cu acest val de refugiați, ceea ce am făcut ca orice om responsabil din Moldova, ne-am implicat personal. Însă, cum a spus doamna Svetlana, implicarea emoțională, personală este bună, dar cu un suport financiar putem realiza succes și mai mari. Deci, organizațiile din platformă s-au implicat foarte mult. Noi am reușit să identificăm anumite probleme cu care ne confruntăm în această perioadă, în acțiunile acțiunile umanitare. De aceea ne-am propus să ne consolidăm, pentru că am înțeles conjugarea eforturilor celor 30 de organizații membre a platformii pot aduce rezultate mult mai bune. Făcând un schimb de experiență, avem nevoie de consolidare și îmbunătățirea comunicării între organizații. Știți că platforma se implică pe lângă acțiunile de caritate, suntem plenare implicate și în elaborarea strategiilor, lucrăm cu Ministerul Muncii foarte bine, Protecții Sociale, cu Ministerul de Interne, cu Ministerul Apărării. De aceea vrem ca noi să devenim mai bune, iar răspunsurile pe care le oferă platforma în aceste acțiuni umanitare să fie cât mai calificate, pentru că suntem deja la o etapă nouă de comunicare și de ajutorare a refugiatelor. Vă mulțumim tare mult și vă urăm succes și când suntem mai multe, avem mai multă putere. Absolut. Mulțumesc, succese! Dragă Elena, acum vorbim cu dumneavoastră. Cum vă propuneți să utilizați fondurile din cadrul proiectului pentru capacitate instituțională? Simțiți-vă liberă să discutați în limba care vă este mai comod. Eu представляю organizația Izbelți, Uniunea pentru Echitate și Sănătate, на севере Республики Молдова. Наша организация обладает всем необходимым потенциалом и ресурсом в виде профессиональных сотрудников, которые могут оказывать разностороннюю помощь населению, уязвимым слоям населения в виде медицинских консультаций, в виде психологической помощи, в виде юридической помощи. И поэтому ресурсы, которые предоставляет данный проект, который мы получили от One Woman, очень необходим будет нам в реализации повышения потенциала, мотивации, устойчивости нашей команды в дальнейшем действовать в кризисный период, поддерживая уязвимые слои населения, а также в данной сложившейся ситуации и беженцев, которые сейчас находятся на территории муниципия Белт и в других городах республики на севере Республики Молдова.
Основные компоненты, которые мы будем использовать в ресурсах в этом проекте, это улучшение методологической базы организации, необходимой по работе с беженцами, с женщинами, которые поступили сейчас с детьми из Украины, и также повышение способности нашей команды справляться в кризисной, в данной кризисной ситуации, более успешно взаимодействовать с этими уязвимыми слоями населения и с беженцами, которые в данный момент являются на территории нашей муниципии и на севере, в других регионах, на севере Республики Молдова. Бюджет проекта составляет 30 тысяч долларов. Мы очень благодарим команду Wound Women и партнеров за предоставленную поддержку и помощь. Și noi ne bucurăm, vă mulțumim tare mult și vă urăm mult succes. Doamna Echim, dumneavoastră, organizația dumneavoastră a beneficiat nu prima dată de finanțare de la fond, da? Fondul Femeilor pentru Face și Asistență Umanitară. Cum găsiți colaborarea în această situație de criză? Da, mulțumim frumos, bună ziua tuturor și mulțumesc aparte pentru donatorilor și partenerilor pentru susținere, pentru că cu adevărat este un suport considerabil, pentru că vorbeam noi în echipa anul trecut ca și fiecare organizație. Echipa noastră s-a implicat foarte activ ca răspuns la criza umanitară și am oferit suport refugiaților cu accent pentru refugiați cu dizabilități și sigur în spatele rezultatelor și a succeselor stă o echipă care acest suport de anul acesta este pentru a fi consolidat și pentru a deveni mai puternici și mai rezistenți și este foarte important suportul Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară, pentru că noi avem nevoie să continuăm mai departe să oferim suport și fără a consolida echipa și a deveni mai vizibil și mai transparenți, fără suportul donatorilor nu este posibil și mulțumim frumos pentru acest suport și inclusiv pentru parteneriatul care îl avem deja de 5 ani de zile cu UN Women și este un parteneriat foarte eficient și ajută foarte mult la consolidarea organizației. Mersi foarte mult! Vă mulțumim și noi tare mult și vă urăm tuturor succese. Mulțumesc încă o dată și vă rog să luați loc în sală. Onorată asistență, acum, la acest moment, o să trecem la înmânarea certificatelor de grant pentru finanțare programatică și vreau să o invit aici în scenă pe Dominica Stoianosca, reprezentantă de țară UN Women, pentru a mă ajuta să înmânăm aceste certificate. În continuare, o invit pe Viorica Țâmbălar, Asociația HELP, pentru primirea certificatului de grant pentru proiectul Femeile Lidere de Azi, Pacea de Mâine, care va oferi sprijin persoanelor refugiate pentru integrarea femeilor și a tinerilor în comunitatea gazdă, facilitarea leadership-ului și abilitatea lor socioeconomică. Și ne bucurăm să avem aici alături și coparteneri din România. Vă rugăm să luați loc. În continuare, o invit pe Viorica Cerbușca, Asociația Obștească Generația NICA, pentru certificatul de grant pentru creșterea rezistenței socioeconomice a femeilor și a tinerilor și a participării semnificative la viața socială și comunitară. Viorica, luați loc. Îl invit aici și pe Roman Banari, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, pentru înmânarea certificatului de grant pentru abilitarea femeilor afectate de crize pentru o societate mai bogată și mai stabilă.
Roman, luați loc, vă rog. Zinaida Emelianova, Asociația Obștească pentru Inovație și Dezvoltare, este invitată pentru înmânarea certificatului de grant pentru sprijinul și adaptarea femeilor refugiate în situații de criză. Dragă Zinaida, luați loc, vă rog. Și avem iarăși invitați aici, îi invit de fapt pe doi coparteneri, Olga Cortac de la AVI Moldova și Ion Poia, Camera Tinerilor Antreprenori, care sunt coparteneri de implementare ai Asociației Obștești de Moldova Project. Pentru înmânarea certificatului de grant, pentru sprijinirea, încurajarea și dezvoltarea antreprenoriatului femeilor refugiate. Vă rugăm să luați loc. Mulțumim, Dominica, mulțumim tare mult. O să trecem la discuții și o să vedem cum planificați și ce obiective țintiți pentru implementarea acestor proiecte. Dragă Viorica Țâmbălari, aveți planuri ambițioase pentru următoarele 12 luni. Ce acțiuni planificați pentru atingerea obiectivelor anunțate pentru cei 5.000 de beneficiari și beneficiare? Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Eu vreau în primul rând să spun că din data de 24 februarie organizația noastră a avut de ales două căi. Sau să fie activă și să ajute refugiatele din Moldova sau nu. Și noi am ales prima și am reușit împreună cu echipa să ajutăm peste 2000 de refugiate împreună cu copiilor. Iar în acest proces vreau să vă spun că am făcut de fiecare dată sondaje de opinii, am discutat cu refugiatele să vedem ce au nevoie, pentru că simțeam că nevoile lor se schimbă de la o zi la alta. Iar acest proiect este vine în ajutorul de a rezolva problemele lor după toate aceste discuții și sondaje. Și am identificat toate problemele cu care ele se confruntă și sperăm foarte mult ca să le acoperim. Care sunt obiectivele și ce o să facem? O să vorbească partenerul meu, dar vreau să vă spun așa ca o glumă, că obiectivul asociației noastre este de a promova egalitatea de gen și atât vedeți aici că acest proiect o să-l implementăm împreună cu partenerii noștri din România, fiind o femeie și un bărbat. Mulțumim. Mulțumesc. Da, o să mă rezum un pic la obiective, țintele noastre principale în cadrul acestui proiect și mulțumesc pentru invitația în acest parteneriat, sunt acelea de a oferi servicii de sprijin pentru femeile refugiate, dar și pentru comunitățile gazdă. Pe de o parte, sunt programe de împuternicire a femeilor atât pe zonă de leadership cât și pe zonă de antreprenoriat, inclusiv sprijin financiar pentru deschiderea unor inițiative private de tip antreprenorial, dar elementul de inovație pe care îl aduce acest proiect este acela că pune sau va pune la dispoziție o platformă online în care, iată, vor fi puse împreună atât organizațiile publice sau private care oferă servicii sau resurse pentru Așa cum spuneam, această platformă de e-learning pune resurse la dispoziție, programe de suport, de sprijin, de consiliere, dar și programe educaționale, locuri de muncă, tot ceea ce reprezintă resurse pentru persoanele care sunt refugiate și, evident, aduce, spuneam mai devreme, împreună actorii importanți din comunitate, la nivel național, dar și internațional. Toți cei care pot și au programe destinate persoanelor refugiate. Sigur că vom continua comunicarea pe acest proiect și de acum înainte. Mulțumim! Vă mulțumim și noi și vă urăm mult succes în continuare. Da, e bine diversificarea astăzi în acest panel, să zic eu așa. Dragă Viorica Cerbușca, cum veți dezvolta dumneavoastră capacitățile antreprenoriale și de networking pentru femei și tinere din Moldova, dar și refugiate? Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru că a fost acceptată inițiativa noastră. Noi suntem generația NICA, dar dezvoltăm un program care se numește EP Moldova și el
are ca și obiectiv dezvoltarea startup-urilor, ideilor inovaționale în rândul tinerilor în special, și acest program este implementat împreună cu o organizație din Ucraina, deci deja de 5 ani lucrăm cu ei. Bineînțeles, și pentru noi a fost extrem de dureros începutul de război, dar ceea ce am făcut noi în timp de în prima săptămână, am lansat împreună cu partenerii noștri din Ucraina o școală în care școala a fost online, în care am implicat toți copiii pe care am reușit să-i adunăm prin rețele sociale și astfel copiii din Ucraina, cei care se aflau în Moldova, în Spania, în Belgia, în Statele Unite, se puteau conecta la această școală și puteau participa la lecții. Profesorii erau din Ucraina și era important ca ei să continue să fie implicați cumva, să continue viața lor pe cât era posibil de până atunci, și mesajele pe care le-am primit, de exemplu, de la mami a fost: vă mulțumesc, copilul meu a zâmbit pentru prima dată în ultimele 10 zile. Vrem să continuăm să dezvoltăm partea de cunoștințe, să abilităm atât tinerii cât și femeile, pentru că acum vedeți câtă nebunie este și cât se vorbește despre noile tehnologii, despre faptul că ea o să ne ia lucrurile de muncă, că toată lumea zicea că ea nu o să fie niciodată în domeniul creativ, dar se pare că anume acolo, de acolo și s-a început, textele, imaginile, totul acum sunt în trenduri pe AI. Ceea ce ne dorim noi și ceea ce ne propunem noi este să promovăm antreprenoriatul inovațional, să promovăm, să le oferim femeilor și tinerilor care au gândire antreprenorială să implementeze instrumente și să dezvolte deopotrivă afaceri tradiționale, cum este agricultura, dar și să integreze inovații în afacerile lor. Viorica, mulțumim mult! Îl avem alături de noi și pe Roman Banar de la CNTM. Roman, am vrut să vă adresez o întrebare. De ce credeți că femeile au nevoie de mai multă recunoaștere în procesul de tranziție de la criză la dezvoltare economică? Ok, importanța rezidă însuși din acel principiu a ONU care spune că nimic pentru noi fără noi, și cred că asta este un principiu care CNTM îl urmează în raport cu tinerii, dar evident unii tinerii mereu la categoria până la 25 de ani, oricum majoritatea tinerilor noștri sunt de genul feminin și de asta ne catalogăm și noi într-o oarecare măsură ca o organizație pentru femei și fete, dar ce avem de spus prin acest proiect? Evident că CNTM și-a propus să dea vocea celor femei care îs vizate de problema dată și mai mult ca atât, chiar în cadrul inițiativelor din an, noi am dezvoltat o rezoluție a tinerilor vis-a-vis de problema refugiaților în Moldova și în ce măsură ei sunt susținuți în măsurile astea de răspuns. Și proiectul, de fapt, este o finalitate a acelei rezoluții, unde a venit cu inițiative care au venit de la tinerii, cei care au participat la acea conferință națională a tineretului, și ieșind din aceasta, noi am dat vocea celor tineri să materializeze acest proiect prin viziunile lor. Ulterior, deja și în echipa noastră chiar avem și proiectul, mă refer, deja este angajat, o să fie, când semnăm contractul, o să fie angajată și o refugiată, care a finalizat cu briu programul nostru de internship plătite, care le avem în cadrul CNTM-ului, a reușit să avem mai mulți beneficiari a programului de internship, acesta va continua și respectiv credem că prin astfel de inițiative noi o să dăm voce acelor tineri care vor să fie în proiectul nostru să se autoafirme și să vină cu inițiativele lor pentru a-și face voce auzită, și de fapt asta este fir roșu în proiectul nostru, componenta de advocacy, unde avem mai multe gânduri care să le promovăm ulterior cu suportul tinerilor locali, dar și a refugiaților cu care lucrăm. Roman, mulțumim tare mult! Zinaida, organizația dumneavoastră și-a propus să ajute peste 250 de femei refugiate și localnice în a deveni mai independente din punct de vedere financiar. Ce intenționați să întreprindeți? Добрый день. В рамках проекта у нас запланировано три программы, которые будут реализованы в Приднестровском регионе. Одна из этих программ – это бизнес-школа «Стартап-академия», где женщины-беженцы смогут обучиться основам бизнеса и также получить гранты в размере до 100 000 леев.
Вторая наша программа – это SMM-школа, где также женщины смогут получить необходимые знания и навыки для работы на фрилансе и применить их, находясь на любой территории. И третья наша программа – это переквалификация специалистов бухгалтерского учета с точки зрения укрепления их потенциала и трудоустройства в местной компании. Также хочу сказать огромное спасибо и уверена, что через 12 месяцев я просто послушала очень много историй, хороших проектов и классных результатов. И уверена, что через 12 месяцев мы встретимся и будем показывать все свои высокие результаты уже с фотографиями. Спасибо. Cu siguranță, Zinaida, mulțumim. În continuare, îi avem pe Olga și Ion, care reprezintă co-partenerii de implementare ai de Moldova Project. Olga, te rugăm să ne zici care va fi rolul vostru în implementarea proiectului din Moldova Project. Bună ziua și vă mulțumim pentru invitație, dar și pentru onoarea de a fi cei care implementează unul dintre aceste proiecte. De fapt, istoria implementării acestui proiect începe un pic mai devreme. În cadrul echipei Moldova Project există o echipă mobilă care lucrează zilnic în regiuni și lucrează cu femeile refugiate în vederea acordării asistenței psihologice și a educației parentale. Și atunci echipa mobilă este zilnic în contact cu acele femei care și-au găsit, sau mă rog, se găsesc periodic în sate sau în orașele Moldovei, peste tot în țară. Și noi am întâlnit zilnic femei care au vrut să lupte și apoi au cedat, femei care au sperat că se vor întoarce înapoi și apoi au aflat că casele lor au fost distruse sau că și-au pierdut oameni dragi. Am aflat tot felul de istorii, am fost alături de ei în acest suport. De fapt, suportul care a fost acordat cred că este un merit al întregii societăți civile, a partenerilor de dezvoltare și a fiecărui cetățean care și-a deschis ușile caselor sau a contribuit cumva la criza asta care ne-a luat pe neașteptate. Urmând, ca urmare a celor pe care le-am aflat în regiune, că m-au luat și emoțiile când v-am povestit tot ce am aflat noi și toate lucrurile pe care le-am întâlnit în discuțiile cu femeile, ne-am gândit că trebuie să oferim suport mai extins, mai departe de acele bunuri care sunt necesitățile noastre zilnice. Multă lume vrea să-și continue viața, să obțină un job, să-și deschidă o mică afacere, să facă lucrurile pe care obișnuia să le facă acasă, indiferent unde se află. Și atunci proiectul nostru vine drept un răspuns în acest sens. Ne propunem să implementăm o amplă campanie de informare, dar și de capacitare a femeilor în vederea deschiderii unor mici afaceri sau obținerii unor joburi aici pe teritoriul Republicii Moldova și în continuare am să las pe Ion să ne spună ce o să facem în regiuni. Da, menționez că de la AVI Moldova, care este copartener de implementare din Moldova Project. Mulțumesc, Ion. Bună ziua. Camera tinerilor antreprenori. Bună ziua. Vreau să vă spun că încă din primele zile a războiului, JCI Ungheni, organizația din care sunt mândru să fac parte, din prima zi am făcut o adunare cu membri. Noi suntem în jur la 50 de membri, preponderent antreprenori, tineri antreprenori până la 40 de ani. Și au urmat, practic din primele ore, câteva acțiuni concrete. Primul este crearea unui punct de criză, spunem așa, la Vama Sculeni, unde s-au format cozi imense și atât copiii, doamnele, aveau nevoie de strictul necesar și acolo, la acest punct, puteau să mănânce o mâncare caldă, să iei niște obiecte de unică folosință. După care am mers mai departe, am organizat diferite transporturi deja de la gara ucraineană spre unele centre din Moldova unde erau cazați, precum și la gara ferroviară din Ungheni, știți că acolo se schimbă calea ferată și în decurs de o oră noi cu membrii reușeam să dăm mâncare la 1200 de oameni pe oră. Adică a fost o mobilizare foarte mare. În timp de cel puțin două săptămâni, noi am lăsat întreprinderile noastre și ne-am implicat la maximum. După care a venit și suportul autorităților locale, pentru că ele cumva, în când s-au organizat, asta au fost primii pași cei mai importanți, că atunci era criza.
Ne bucură foarte mult faptul când, datorită la așa proiecte, noi putem cumva să oferim o continuitate, să ajutăm acești oameni să se integreze. Datorită eforturilor noastre, vreau să vă spun că mulți ucraineni deja se gândesc să se stabilească în Republica Moldova și sper că aceste 20 de start-up-uri și 200 de locuri de muncă care vor apărea în cele patru regiuni, în Ungheni, Călăraș, Chișinău și în Transnistria, o să facă ca aceste persoane să uită de tot ce se întâmplă în țara vecină. Vă mulțumim tare mult și noi ne bucurăm că astăzi suntem atât de mulți. O să vă rog să facem o fotografie de grup aici, pentru că am omis la început. O să rog pe Dominica să vină să facem o fotografie comună aici, vă rog. Și pe Simon, vă rog să facem o fotografie comună. Nu știu de ce am să... I need to apologize on behalf of my scuze. În partea mea și a lui Simon că trebuie să trebuiască să plecăm, că avem o ședință la Comisia pentru Refugiați. Refugiați și ne pare foarte rău că nu o să participăm la următoarea rundă. Dar dacă nu plecăm acum peste câteva minute, nu o să ajungem la timp. Am vrut să fim și noi prezenți, să auzim și restul istoriilor, dar din păcate trebuie să plecăm. Susținere. Felicia, dragă Felicia, la fel vă mulțumim foarte mult pentru prezența și pentru susținerea continuă pe care o acordați. În continuare, o să o invit aici pe Svetlana Andrieș, specialistă programă UN Women, pentru a înmâna certificatele de grant pentru următorii beneficiari de granturi. O invit acum în scenă pe Livia Marginean, Asociația Oștească CCF Moldova, Copil, Comunitate, Familie, pentru înmânarea certificatului de grant pentru protejarea familiei, sprijinirea abilitării femeilor și a bunăstării copiilor în Moldova. Livia, vă rugăm! Vă rog să rămâneți alături, să facem ulterior și o poză comună. O invit acum pe Irina Revin, Asociația Obștească, Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Republica Moldova, Abilități Europene Fără Limită, pentru înmânarea certificatului de grant, pentru proiectul Mai Puternice Împreună, femeile ucrainene refugiate au oportunități economice mai bune în Republica Moldova. Dragă Irina, vă rugăm să rămâneți alături. O invit pe Daniela Dârzu, Asociația Obștească pentru Copii și Tineret, Făclia, pentru înmânarea certificatului de grant, pentru rețeaua de sprijin, pentru solidaritate și abilitarea socioeconomică a femeilor refugiate ucrainene, centre de carieră pentru femei. Dragă Daniela, te rugăm să iei loc. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, permiteți-mi să o invit pe Alina Cebotari, Asociația Obștească Femei pentru Femei, care va implementa proiectul YouPower, sprijinirea leadership-ului femeilor și fetelor și a coeziunii sociale în contexte de consolidare a păcii. Dragi colegi, vă rugăm să luați loc.
O să trecem la discutarea, să zicem, obiectivelor pe care le aveți în cadrul acestor proiecte și o să încep cu Livia. Dragă Livia, ce fel de acțiuni urmează să întreprindeți în cele 12 luni și ce presupun aceste servicii multisectoriale complexe pe care urmează să le dezvoltați în cadrul acestui proiect? Mulțumim mult pentru oportunitatea de a beneficia de acest grant și a implementa acțiunile propuse destul de ambițioase în acest proiect. Desigur că proiectul urmărește să consolideze reziliența acestor femei, fete din Ucraina, dar și a celor din Republica Moldova, prin oferirea de oportunități în ceea ce privește reconversie profesională, instruire, training în dezvoltarea unor activități economice, antreprenoriat, dar și vor fi beneficiare de granturi prin care își vor iniția activități economice generatoare de profit. Este vorba de 1050 de fete femei din Republica Moldova și din Ucraina, care urmează să beneficieze de orientare vocațională, ghidare în carieră și sunt femei bine cunoscute cu care CCF Moldova este în contact permanent. Este vorba de cele femei care se află astăzi în 10 raioane ale Republicii, 12 centre de plasament pentru refugiați, dar și comunitatea apropiată, precum și femei, mame care au copii și sunt în careva situații de risc sau vulnerabilități. Intervențiile vor fi foarte diferite, dar ceea ce țin de consolidare de capacități, training, instruire, ghidare în dezvoltarea unor afaceri, activități de antreprenoriat și suport, mentorat în implementarea celor granturi și dezvoltarea activităților economice care le vor aduce un profit și le vor face mult mai reziliente. Vă mulțumesc tare mult și vă urez succes în continuare și să ne revedem cu bine după 12 luni. Da, să ne revedem după 12 luni, atunci când va fi pace și aceste mame, femei vor fi probabil pe drum acasă. O să trec un pic mai aproape aici de Irina, că tot am văzut un scaun liber, să discutăm așa mai pe aproape. Dragă Irina, dumneavoastră vă propuneți să includeți femeile refugiate în dialogul politic și social cu partidele și administrația publice locale pentru ca nevoile specifice ale acestora să fie luate în calcul, și anume în politicile publice și în programele electorale. De ce ar fi nevoie ca necesitățile refugiatelor să fie incluse în asemenea programe? Într-adevăr, noi în cadrul programului pe care îl vom realiza, avem două obiective, de fapt. Una, integrare economică, abilitare financiară și abilitare digitală a femeilor refugiate. Dar a doilea este implicarea lor în procesele decizionale și crearea unei platforme de dialog a femeilor refugiate cu partidele politice care vor candida anul curent în scrutinul electoral local și a dialogul cu administrațiile publice locale pentru a aduce problemele lor pe agenda partidelor politice, dar și administrațiile locale. De ce este important? Pentru că majoritatea noi înțelegem că multe din femeile care au plecat sau transmutat în urma războiului din Ucraina vor dori să se realizeze inclusiv financiar, economic, să se realizeze abilitățile la noi în Republica Moldova. Ele au un potențial economic foarte important și este foarte important ca să fie integrate în comunitățile în care au ajuns și să fie susținute de administrațiile publice locale și naționale. Este foarte important ca aceste femeile să-și poată manifesta abilitățile pe care le-au consumat, le-au adunat în parcursul vieții și este foarte important ca ei să
să simtă aportul pe care pot să-l aduc economiei Republicii Moldova. În acest context, eu consider că, da, ele vin, fac parte dintr-un grup vulnerabil, ele vin dintr-un focar, ele vin probabil distruse emoțional, financiar, dar noi avem posibilitatea să le oferim manifestarea abilităților lor și este important să o facem și este probabil ceva foarte important și benefic pentru economia noastră. Partidele politice știm foarte bine că nu prea sunt deschiși în dialoguri cu grupurile vulnerabile, pentru că acest dialog presupune o atitudine mai specială și o responsabilitate pentru ceea ce promiți. Noi încercăm totuși să vom încerca să ajutăm 10 APL-uri locale să elaboreze strategii de integrare economică și socială și politică acestor femei refugiate pe care locuiesc pe teritoriul acestor APL, pentru că să nu rămână doar un dialog, dar să fie realizate și pași concreți și programe concrete, care și încercăm să aducem administrațiilor publice locale și naționale conștientizarea momentului că femeile astea sunt și un benefic pentru noi. Nu este doar o povară pentru economia noastră, pentru societatea noastră. Este ceea ce poate ajuta la consolidarea noastră. Mulțumesc mult! Noi ne bucurăm că putem fi parteneri într-un asemenea proiect și așteptăm cu nerăbdare să vedem care va fi impactul acestui proiect. Sunt aici lângă Alina. Alina, v-ați angajat să dezvoltați o serie de activități inovatoare și interactive de consolidare a capacităților și dezvoltării profesionale, economice și personale. Ce planificați mai exact să faceți? Mulțumesc, Daniela. Eu chiar mă gândeam că anul trecut vara, dacă nu greșesc, atunci când am semnat, am fost la un asemenea eveniment tot susținut de UN Women și Fondul Umanitar pentru Pace, Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară. Țin minte că ziceam că mai mult de 1% din fondurile destinate femeilor ajung de fapt la organizațiile pentru femei. Situația evident că nu s-a schimbat foarte mult timp de câteva luni, însă noi dorim ca asta să se schimbe, noi lucrăm pentru asta, pentru că considerăm și inclusiv asta a fost motivul pentru care am decis să aplicăm un astfel de proiect. Considerăm că femeile, din păcate, au încă foarte puțin acces la resurse, însă atunci când ele au acces la resurse, impactul lor asupra comunităților este vizibil. Și asta cumva a fost și dovedit atunci când s-a început acest război. Organizațiile de femei pentru femei, dar și alte organizații ale societății civile au fost primele sau au fost acele care imediat s-au implicat în gestionarea acestei crize și au ajustat planurile, au schimbat bugete, au schimbat proiecte și au fost acolo alături de ele. Și asta cumva ne-a permis să înțelegem care sunt necesitățile acestor femei, femeilor din Ucraina, dar și femeilor localnici în acest context, pentru că ele la rândul lor tot sunt afectate de aceste crize, care sunt nu doar sociale, dar și economice. Și asta a fost, să zicem, motivul de bază pentru care am decis împreună cu partenerii noștri Centrul de Educație Non-Formală Diversitate, și aici avem pe Ana, reprezentant acestui centru, dar și o altă organizație din care este stabilit în Berlin, care se numește CRISP, am decis să elaborăm două programe paralele. Paralele, dar care se complementează, una fiind axată pe femei adulte, femei lidere, femei care doresc să avanseze în carieră sau care doresc să-și înceapă o afacere, atât femei din Republica Moldova cât și femei din Ucraina, și le vom susține printr-un program de formare, mentorat, dar și granturi, deci un suport financiar direct, pentru ca ele să-și poată deschide o afacere, să poată avansa în carieră, pentru că foarte multe dintre ele au capacități extraordinare, dar din păcate se confruntă cu plafonul de sticlă sau acel glass ceiling și le este un pic mai greu să avanseze în carieră. Iar pe de altă parte, colegele noastre de la Diversitate, împreună cu CRISP, vor lucra cu tinerele, atât din Ucraina cât și din Republica Moldova, și vor implementa o serie de activități pentru a le ajuta să se implice în comunitățile lor. Deci inițiative locale vor fi susținute prin granturi, deci iarăși prin resurse directe, dar și prin formare și mentorat, training pentru, sau trainer of trainers,
Deci vor fi susținute aceste tineri ca să devină lideri la ele în comunitate. Astfel, noi, într-adevăr, ne dorim să susținem femeile și fetele să aibă mai mult acces la resurse și de multe ori este vorba și de bani și nu trebuie să ne fie rușine să vorbim despre asta. Și ne dorim ca societățile noastre să fie, societatea noastră să fie mai dezvoltată și mai prietenoasă, atât pentru fete, femei, cât și pentru bărbați. Și prin astfel de proiect sperăm să contribuim un pic la societăți mai dezvoltate și mai sustenabile pe termen lung. Alina, mulțumim tare mult și mă bucură că cu asemenea inițiative devenim din ce în ce mai puternice. O am aici alături pe Daniela. Dragă Daniela, vă propuneți prin cadrul acestui proiect să dezvoltați infrastructura de sprijin pentru integrarea socio-profesională a femeilor și fetelor refugiate, dar și celor localnice. Ce anume vă gândiți să dezvoltați în cadrul acestui proiect? Intenționăm și noi, Asociația Făclia, împreună cu partenerii pe care îi avem în acest proiect, să ne alăturăm eforturilor colegilor noștri de a contribui la integrarea socio-profesională, socio-economică, atât a femeilor strămutate din Ucraina, dar și a unui număr de femei din localitățile Republicii Moldova, care întâmpină anumite dificultăți în acest domeniu. Dacă la începutul acestei crize unele femei erau reticente să se implice în activități de formare, considerând că în curând se vor întoarce acasă, din păcate situația nu s-a schimbat și ele totuși au nevoie de sprijin. Acum sunt mai convinse că trebuie să urmeze anumite activități ca să poată să locuiască în Republica Moldova, să se integreze. Respectiv, asta ne propunem să facem, aș zice, în trei direcții prioritare. Una este să contribuim la sporirea participării femeilor, la dezvoltarea liderismului în rândul femeilor, alta ar fi cea de abilitare economică, în special prin sprijinirea lor în accesarea diferitor oportunități de carieră, fie că să meargă spre angajare sau să inițieze anumite activități care le-ar aduce veniturile necesare, să le conectăm cu oportunitățile existente, dar și prin intermediul proiectului să acordăm 12 granturi, 12 femei să fie susținute prin echipamentul necesar ca să pornească aceste activități. Și în ultimul rând, intenționăm să organizăm evenimente interculturale la care să invităm și femeile din localitățile în care sunt acum gazdă pentru persoanele strămutate, astfel încât să facilităm acest schimb intercultural, schimb de păreri, de cunoștințe și până la urmă să facilităm integrarea femeilor strămutate în Republica Moldova. Acțiunile noastre vor fi realizate cu suportul partenerilor din centrul, nordul și sudul Republicii Moldova, prin intermediul a trei centre de carieră. Respectiv, considerăm că prin acțiunile noastre vom putea să acompaniem aceste femei în calea lor spre obținerea unui loc de muncă sau spre conectarea cu oportunități care le-ar aduce un anumit venit. Aceste idei sunt la fel de actuale cum au fost în vară când am scris proiectul. Din păcate, necesitatea continuă să persiste. Respectiv, mulțumim Fondului Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară că avem posibilitatea să mobilizăm anumite resurse și să realizăm în practică aceste idei. Daniela, mulțumim tare mult și țin să menționez că ne bucură enorm de mult faptul că în cadrul acestei etape de granturi am putut să acoperim mai multe regiuni din Republica Moldova, atât din nord, sud, cât și centrul Moldovei. Vă urez succes în continuare și vreau să o invit aici pe draga mea colegă Svetlana Andrieș, specialistă programe UN Women. Mulțumesc, Daniela, stimate colegi, stimate doamne, stimați domni, stimați parteneri. Vă mulțumim foarte mult pentru efortul și răbdarea, în primul rând, de care ați dat dovadă pe întregul parcurs de elaborare, finalizare a acestor proiecte parteneriate. Înțelegem că necesitățile evoluează de la o zi la alta, însă ele nu dispar, ele se adâncesc odată cu extinderea duratei războiului și necesitățile diferă.
Prin intermediul acestor inițiative, intenții și proiecte pe care urmează să le implementăm împreună cu dumneavoastră, vrem să aducem acea schimbare transformativă a imaginii femeii care a fost strămutată de urgență, inclusiv în Republica Moldova. Vrem să mergem de la victimizarea femeilor și vulnerabilizarea lor spre acele modele și agende ale schimbării, acele femei care și-au luat sorțile în mâini, care și-au luat familiile, lăsând totul în spate și aducând inclusiv o contribuție la nivel de comunitate, gazdă și societate în Republica Moldova cu ajutorul dumneavoastră. Aceste proiecte pe care vreți să le desfășurați împreună cu noi sunt mai mult decât inspiraționale. Doar ascultându-vă aici, abia așteptăm să fim parte la aceste inițiative pe care vi le propuneți. Vrem să vă exprimăm încă o dată mulțumirea și gratitudinea noastră de a merge înainte, indiferent de cât de nu ușor sunt uneori aceste căi de accesare a resurselor, pentru că există spre regret anumite elemente birocratice pe care noi nu le putem omite, dar să știți că în numele echipei noastre vom fi alături de dumneavoastră ca să depășim orice fel de elemente care vor trebui să fie ajustate. Noi o să încercăm să fim maxim flexibili, în special cu subpartenerii. Cu partenerii există un pic mai multe angajamente. Din partea noastră vrem să fim parte nu doar a evenimentelor de lansare și finalizare, vrem să fim parte și pe parcurs, nu doar la evenimente frumoase de blitz, zicem noi, dar și la lucru, la partea de muncă atunci când mergeți în teritoriu, când aveți aceste dialoguri nu ușoare cu cei pe care urmează să-i ajutați, cu cei cu care urmează să lucrați împreună. Bine ați venit în familia UN Women pentru cei noi și bine ați revenit pentru cei care au mai fost. Vrem să vă invităm la o fotografie de familie, o fotografie de grup și să ne urăm succese nouă tuturor în implementarea acestor proiecte. Mersi mult! Toată lumea care... Da, toți, haideți să facem un...